Salut, scorpioni! Voi face citirea pentru săptămâna 4 septembrie, 10 septembrie. O săptămână în care o parte din planetele personale sunt retrograde. Veți primi mai multe explicații la horoscop. Iată, voi vă doriți dreptatea. Justice, dreptatea. Vreți să vi se facă dreptate într-o anumită situație. Această dreptate întotdeauna vă învață că trebuie să cunoașteți forța de reacție a celuilalt, fiindcă orice acțiune din partea voastră va naște o forță de reacție din partea celuilalt. De asemenea, trebuie să cunoașteți și să stăpâniți această forță de reacție, dar să cunoașteți și legile după care să judecă, astfel încât să vă cunoașteți oarecum judecata, această justiție, dreptatea, să vă puteți urmăriți, să o urmăriți, dar și să nu uitați niciodată de dreptatea și de adevărul etern. Voi s-ar părea că aveți o contestare. Cineva vă contestă bunurile voastre, vă contestă, eu știu, munca, vă contestă performanțele, vă contestă cum vă îmbrăcați, vă contestă de toate, cum arătați. Este o contestare așa, care se va păstra, fiindcă orice efort din partea voastră nu va rezolva nimic. Adică chiar dacă veți cheltui bani să arătați că ce ați acumulat, ce bunuri aveți, le aveți prin munca voastră, cei care vă contestă nu vor ține cont, vor contesta în continuare. Deci nu este decât o pierdere de timp. În ceea ce privește fericirea pentru voi, vă pune la grea încercare, fiindcă s-ar putea să fie vorba de o creativitate care necesită o mică investiție și va trebui să vă descurcați cu o sumă destul de minoră. Nu aveți prea mulți bani, primiți ceva bani, dar nu atât cât v-ar trebui și cât v-ar lăsa, cum să spun, libertatea să investiți în creativitatea voastră sau în ceea ce vă doriți voi, distracție, astfel încât să fiți fericiți. Și am zice că această fericire parcă este cumva umbrită de eforturile pe care le faceți pentru a folosi cât mai rațional banii pe care îi aveți. Și eforturile pe care le faceți pentru a economisi. Această cunoaștere a voastră trece prin cunoaștere spirituală, cunoaștere de sine, călătorii, cunoaștere filozofică, religioasă. Deci am putea spune că această femeie, Marea Preoteasă, dacă sunteți femei, poate să vă reprezinte pe voi, dacă aveți ascendent, zodie, lună plină, în scorpion sau în rac. Deci puteți fi voi, dar sunteți persoane care căutați să acumulați secrete. Voi aveți la dispoziția voastră foarte multe secrete de la persoanele pe care le cunoașteți și am putea spune sunteți dispuși să vă folosiți aceste secrete pentru a vă rezolva niște probleme, pentru a ieși din niște încurcături. Deci acesta ar fi aspectul, sau dacă sunteți bărbați, trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă o persoană feminină cu ascendent, zodie, lună plină, așa cum am spus, în scorpion sau în rac, este capabilă să facă tot ce poate pentru a vă afla secretele, iar voi trebuie să vă ascundeți secretele, să le păstrați pentru voi. Legat de resurse, munca voastră și, am zice,
bunurile acumulate. Sunt într-un moment de stagnare. Fiindcă acest sacrificat, spânzuratul, asta arată. Sunteți într-o stagnare impusă, nu puteți face nimic decât dacă încercați să vă schimbați concepțiile, fiindcă nu puteți să schimbați concepțiile celor care vă impun să stați în această stagnare, fiindcă este o stagnare impusă. Fie că ați ajutat pe cineva și ceilalți n-au fost de acord și atunci sunteți și voi sacrificat. La locul de muncă sau legat de sănătate, sunteți foarte cumpătați. Sunteți capabili să echilibrați forțele astfel încât să vă atingeți un scop, să puteți să aduceți în puterea voastră o persoană, deci sunteți dispuși să aduceți foarte multă cumpătare, foarte multă echilibru în viața voastră, legat de locul de muncă, dar și de sănătate. Poate că acest echilibru la locul de muncă va aduce automat echilibrul în sănătate. În schimb, în cariera voastră, vreți să urmați unui prinț de monede, adică pentru voi s-ar putea să fie un exemplu de urmat. Este vorba de un bărbat tânăr cu ascendent zodie în fecioară, un bărbat care este foarte creativ, un bărbat care știe cum să acumuleze, călătorește, din aceste călătorii obține bani și am putea spune că nu obține foarte puțin, obține atâta cât să ajungă să strângă o avere în timp. Deci este o persoană pe care voi ați vrea să o urmați în carieră, în menirea voastră. Poate fi un exemplu pentru voi. Comunicare, contracte și relații. În comunicarea voastră cu frați, surori, veri, vecini, s-ar părea că v-ați fixat un obiectiv. Dar acest obiectiv este greu de atins, nu puteți să-l atingeți din cauza blocajelor. Aveți blocaje care vă împiedică să vă atingeți obiectivul pe care voi vi l-ați fixat. Ați putea să continuați drumul vostru spre obiectiv, dar eforturile trebuie să fie foarte mari și concentrate, tocmai datorită acestei pierderi pe care o aveți în fața voastră, trei cupe vărsate. Vă solicită foarte mult. În schimb, legat de contracte, asocieri, voi v-ați dori să aveți noroc. Acest noroc este dificil de atins, fiindcă voi ziceți am noroc, dar depinde numai de voi până la urmă. Nu depinde de cum întoarce roata acest sfinx, fiindcă el poate să o întoarcă în dezavantajul vostru. Dar voi, dacă vă doriți ce e posibil, vă doriți ce este adevărat, ce este drept, sunteți corecți, dar în același timp vă protejați scopurile și vă ascundeți aceste scopuri, dar sunteți fermi în atitudinea voastră, astfel încât ziua de mâine să fie o continuare a zilei de azi, veți obține cheia puterii, ceea ce vă doriți. Veți primi această cheie în palma voastră. Pajul de monede arată pierderea pe care puteți să o aveți într-o afacere, într-o creativitate, în ceva în care antrenați și prieteni, fiindcă aceștia vă aduc pierderi tocmai prin faptul că ei își doresc anumite lucruri și își urmăresc aceste interese ale lor și voi rămâneți cu pierderea. Deci sau legată de protectori, considerați protectori și de fapt vă aduce o pierdere. Familie, cămin, trecut, schimbare, transformare și secretul vostru.
Am putea spune că în familie aveți un bărbat cu ascendent zodie în Taur. Este un bărbat în vârstă, un bărbat care poate fi un tată sau un frate mai mare, o persoană care își dorește să vă ajute sau poate să fie o persoană la care voi apelați să primiți un ajutor pecuniar sau să primiți un ajutor financiar. Deci, cert este că acest rege de monede poate să vă dea acest ajutor și este dispus să vi-l dea. Poate să aibă și o relație cu voi acest personaj. În schimb, schimbarea pentru voi este atitudinea pe care o luați, este o atitudine de a accepta riscul, fiindcă acest nebun este omul care, după o perioadă lungă de așteptare și de stagnare, vrea să-și ia o șansă. O șansă care, pentru care nu este pregătit, dar care îi aduce și anumite riscuri. El știe că nu este ajutat de ceilalți. Ceilalți îl consideră aventurier și îl lasă singur. El speră la divinitate, cu ochii la cer, la bunăvoința cerului, consideră că va face totul cu inimă curată. Această floare din mâna lui arată puritatea pe care el o are în gânduri, dar nu observă blocajul care este în fața lui. Din cauza asta spun de acest risc. În secret, păstrați o creativitate. Este o creativitate care este admirată de cei care o observă și voi păstrați această creativitate. Este poate și un sacrificiu pe care îl faceți, creați acest lucru poate în timpul liber și urmăriți să obțineți venituri. Atenționarea este, această creativitate trebuie să fie condusă genial pentru a vă aduce resursele pe care le doriți. Deci, în mare, trebuie să vă păziți de o femeie care va încerca să afle lucruri care sunt cunoscute de voi, cunoașterea voastră. Și, în primul rând, legate poate de studii sau de călătoriile voastre, aveți aici foarte multe arcane majore, dar și sacrificiul, și temperanță, cumpătarea și roata norocului, dar și nebunul, care vă aduc multe încercări în această săptămână și nu va fi o săptămână prea ușoară pentru voi. Eu vă doresc numai bine și nu uitați, dacă vreți să ajutați și voi canalul, puteți să se dezvolte, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe și vă mulțumesc!